Dumneavoastră ați fost martori la transformarea noastră zi de zi. Dar dincolo de ceea ce a însemnat colegiul, în sensul strict al cuvântului, am mai învățat ceva. Am învățat ce înseamnă colegialitatea, speranța, prietenia sau cutezanța. Dumneavoastră ne-ați mai predat și primele capitole dintr-o lecție, poate cea mai importantă, aceea a vieții. Ziua de astăzi va rămâne o amintire frumoasă pentru absolvenții instituției publice Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, care după 4 ani de studii în această instituție și-au primit diplomele. Vădit emoționați, absolvenții spun că acest colegiu a avut un loc important nu doar în formarea lor ca specialiști, dar aici au învățat și lecții de viață. Ziua de astăzi are o semnificație importantă pentru mine, deoarece primesc prima mea diplomă care am absolvit colegiul și asta este o dovadă pentru care arată baza și cărămida în viața mea, primul pas pentru realizarea de sine. Acești 4 ani au fost pentru mine ca un început de viață, fiindcă doar aici am învățat principalele legi ale vieții, ca și cum ar fi câteva, că să nu dau vina pe nimeni mereu, să fiu mereu responsabil ceea ce fac. Pentru viitor, colegiul va fi ca o cărămidă trainică pus la temelia mea. Colegiul în acești 4 ani mi-a format temelia, m-a format ca un bun specialist pentru viitor. Îmi fie dor de colegi, de profesori, care au fost pentru mine ca o familie. Sunt niște emoții foarte copleșitoare care te apasă dinăuntru. Dintr-o dată sunt și de bucurie și tot atât și de tristețe, deoarece plecăm de aici, plecăm maturi. Cred că mi-a fi dor de colegi. Cred că ne vom întâlni peste ani și vă fi mândri că am terminat Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Emoții deosebite au trăit și cadrele didactice, în special diriginții, care cu lacrimi în ochi s-au despărțit de discipoli, pe care i-au instruit și educat ca pe niște copii ai lor. Pentru mine grupa aceasta a însemnat încă o creștere atât profesională, cât și o creștere a unor copii profesional. Ne-am străduit să facem o formare profesională la nivelul cuvenit. Profesorii și-au dat toată străduința, precum și eu m-am străduit să fie bine. Am avut suportul profesorilor, suportul elevilor, cât și suportul părinților. Prezent la eveniment, președintele Comisiei Examenilor de Absolvire, Mihail Gadebadie, a specificat că absolvenții au o bună pregătire și cu siguranță își vor putea găsi un loc de muncă. Vreau să afirm cu certitudine că evenimentul de astăzi se înscrie în istoria atât a colegiului cât și a economiei naționale. Pentru că absolvenții de astăzi, deci sunt tinerii specialiști care vor suplini locurile necesare atât în economie, în agricultură și alții domenii foarte stringente a economiei naționale și a Republicii Moldova. Absolvenții au fost felicitați de administrația colegiului. Directorul Constantin Nesterenco crede că absolvenții din anul acesta se vor încadra perfect în șirul personalităților care pe parcursul anilor și-au făcut studii în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Astăzi, în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, este o sărbătoare. Au absolvit 141 de absolvenți care se vor încadra pe diferite segmente ale economiei naționale și care își vor aduce contribuția la edificarea acestei țări. Deci noi suntem mândri de absolvenții noștri și vă îndemnăm pe toți cei care au absolvit gimnazia să vă continua studiile la noi la colegii, deoarece este una dintre cele mai vechi instituții cu tradiție de la noi din Soroca. Circa 140 de elevi și-au luat astăzi zborul din Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Aceștia au primit calificare de tehnician și tehnician mecanic la specialitățile mecanica agricolă, transport auto, electromecanica, electrificarea agriculturii și mașini și aparate electrice de uz casnic. Și pentru noul an de studii, colegiul își deschide larg ușile pentru toți doritorii de a-și continua studiile aici. Spui, dragă colegi, parcă de o viață.
premii.